Haideți să-ți arăt cât de simplu se prepară cornulețele și coșulețele umplute cu brânză dulce și stafide. Pentru aluat avem nevoie de 4 gălbenușuri, 60 de grame de zahăr, coajă de lămâie și portocală, vom pune și puțină sare, adăugăm esență de vanilie, amestecăm totul bine până zahărul se va topi. O să punem și 200 de grame de untură. Amestecăm untura foarte bine. Dacă îți face plăcere, te aștept și pe canalul meu de YouTube la Cooking. Vom pune treptat 600 de grame de făină, jumătate de plic praf de copt. Frământăm aluatul. O să adăugăm și 60 ml de lapte, punem și restul de făină. După ce aluatul este frământat, îl vom lăsa la frigider timp de o oră. Pentru umplutură avem nevoie de 350 de grame de brânză de vaci nesărată, am adăugat 2 ouă, coajă de lămâie sau portocală, am adăugat și 120 de grame de zahăr, 80 de grame de stafide ținute în apă călduță peste noapte, am pus niște vanilie, amestecăm totul foarte bine, am adăugat și 5 linguri de griș și am lăsat bolul puțin deoparte până am avut nevoie de el. După ce aluatul a fost scos din frigider, l-am pus pe masa de lucru, l-am împărțit în patru și am început să-l întind. Eu l-am tăiat cu această formă rotundă metalică, dar se poate tăia și cu un bol. După ce am tăiat aluatul, am început să-l împart. Se poate împărți în 8, în 16 sau în 24. Am pus câte o linguriță de brânză și începem să rulăm. Cornuletele sunt micuțe, acum le puteți face după dimensiunea dorită. Vom proceda la fel cu toate. Între timp o să preîncălzim și cuptorul la 180 de grade. Dacă îți face plăcere, te aștept și pe canalul meu de YouTube, unde o să găsești peste 700 de rețete video care te vor ajuta atunci când ai nevoie. O să facem și niște coșulețe, la fel umplute cu brânză. Am folosit această formă metalică pentru coșulețe. După cum ați văzut, am tăiat cu forma metalică, dar se poate tăia și cu o ceașcă de cafea. După ce am pus aluatul în aceste forme, o să începem să-l umplem cu brânză. Pe toată suprafața lui trebuie să presați cu o furculiță. După ce adăugăm umplutura, le vom pune în cuptor împreună cu cornulețele, la 180 de grade timp de 20 de minute. Dacă mai trebuie, coșulețele le mai puteți lăsa sau le puteți scoate odată cu cornulețele. După cum vedeți, așa arată înainte de a fi puse la cuptor, acum o să punem și cornulețele și coșulețele și le vom lăsa în cuptor timp de 20 de minute. Bineînțeles, trebuie să verificați coșulețele. După ce cornulețele au fost gata, le-am dat prin zahăr pudră. Se mai poate folosi ce umplutură doriți, de nucă, cu rahat, cu gem, ce vă place. Și coșulețele sunt gata și acesta este rezultatul final. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Aș vrea să știu ce părere ai, lăsând un comentariu. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!